Vă salută super echipa Bitonic. Eu sunt Diana și este colega mea Adelina. Împreună astăzi vom pregăti 3 tipuri de băuturi la tema noastră, băutura cea mai bună. Vom începe cu mojito. Pentru asta vom avea nevoie de lime, apa minerală, zahăr și mentă. Lime-ul o să-l tăiem în jumătate. Așa, s-a primit. Hai să te ajut. Așa. Hai, uite așa. Este. Deci, avem lime-ul, îl stoarcem. Adelina, știi tu pentru ce este bun lime-ul verde? Nu știu. Lime-ul este foarte bogat în vitamina C și asta ne ajută pe noi să-l folosim în perioada rece a anului pentru că îmbunătățește imunitatea. Se primește, Adelina? Așa și. Încearcă mai așa, dai, hai să te ajut. Așa. Uite, ia-o pe asta. Hai să o ajut eu pe cealaltă. Așa. Ține. Un pic o scurgem și pe cealaltă. Deci, baza mojitului nostru este sucul de lămâie. Pentru mojito nostru avem 2 paharuțe pregătite. Vom avea nevoie pentru fiecare din ele de câte o linguriță de zahăr. Așa. Și adăugăm la ele sucul nostru care l-am primit. Hai și tu cu mine. Scoate asta. Uite aici. Așa. Așa, pune-o pe aici alături. Așa. Și tornici. Este. După ce am adăugat sucul nostru de lime, următoarea etapă este adăugăm menta. Îți dau și ție, poftim. Poți să o faci mărunt, așa ca în sucul nostru de lime să pătrundă mirosul de mentă. Cel mai bine este să folosim un ciocănaș prin care să pisăm menta noastră, dar dacă nu-l avem la moment, putem să folosim cuțitul și să o mărunțim. Așa, ce am primit, adăugăm în paharuțul nostru. Miroase bine? Da. Foarte bine. Deci, după ce am adăugat menta, ne rămâne să adăugăm gheața. Așa, stai să iau linguriță. Adăugăm gheața, eu adaug la mine, tu adaugi la tine. Așa. Poftim. Cât de multă gheață îți place? Și următoarea etapă este apa minerală. Poftim. Adaugă până sus. Încă, încă, încă. Așa. Și în a doilea păcăruț. Așa. Rețeta noastră cu mojito este gata. Ce este bine, dacă nu avem la îndemână să facem un mojito, putem să înlocuim apa o plată obișnuită cu apa cu câteva felii de lămâie, ceea ce ne va ajuta pe parcursul zilei să avem necesarul de vitamina C pentru noi. Cea de-a doua rețeta noastră este ceaiul cu ghimbir. Pentru asta avem nevoie de rădăcină de ghimbir trecută prin răzătoare și apă fiartă. Poftim, uite, ia răzătoarea și ghimbirul și încearcă să o treci. Așa, așa, bravo! Ghimbirul este un foarte bun imunomodulator, el ne ajută să trecem ușor peste perioada rece a anului și pe lângă faptul acesta ne mai mărește și pofta de mâncare. De aceea ceaiul de ghimbir este bine să-l introducem în dieta noastră zilnică. Dar ce înseamnă ghimbir? Ghimbirul reprezintă rădăcina unei plante care, după cum am spus, este foarte bună, un foarte bun imunomodulator și el ridică pofta de mâncare, așa că atunci când te simți slăbit sau ai probleme cu starea generală, te simți obosit, este bine să bei ceai ghimbir. S-a primit? Așa. Adelina, dar știi tu de cât ghimbir avem nevoie noi pentru o ceașcă de ceai? Știu! 2 lingurițe de ceai. Bravo, corect! Pentru a face o ceașcă de ceai avem nevoie de 2 lingurițe de ghimbir. Este tot.
cei de jos, nu e problemă. Așa. Avem lingurițe și am spus că punem câte o linguriță de ghimbir. Așa. Este și la a doua. Hai să te ajut. Miroase bine, nu? Da. Foarte frumos. Și la ghimbirul nostru adăugăm apa. Dacă iubim ceaiul cu ghimbir cu zahăr, putem adăuga zahărul, dar nu este neapărat. Deci este gata și cea de-a doua rețeta noastră, ceaiul cu ghimbir. Și procedem la cea de-a treia, care este laptele cu cacao. Să-mi spui, Elena, îți place laptele cu cacao? Da, foarte mult. Cum crezi tu? Pentru ce e bun el? Pentru oase, mușchi și pentru... Memorie, corect. Memorie. Corect, da. Deci, pentru laptele cu cacao vom avea nevoie de cacao și respectiv lapte fiert. Avem nevoie de câte o linguriță de zahăr. Te rog să pui. Așa. Și în cealaltă. Și câte o linguriță de cacao. Așa. Pentru ca băutura noastră să fie mai consistentă, inițial vom adăuga un pic de lapte pentru a dizolva conținutul de zahăr și cacao. Așa. Și vom amesteca. Laptele, în general, este bine de inclus în dieta zilnică a copilului, totuși nu trebuie să uităm de faptul că mai mult de 3 pahare de lapte pe zi este contraindicat, cu toate că lapte mărește pofta de mâncare și, după cum a spus și Adelina, are un rol important în dezvoltarea sistemului osos și a musculaturii. Este tot, da? Și adăugăm restul de lapte. Așa. Iată că și cea de-a treia băutura noastră este gata. Lapte cu cacao. Serviți cu plăcere. Adelina, deci iată băutura ta preferată. Poți să o gusti, să ne spui cum s-a primit la gust. Foarte bun. Nici nu mă îndoiam. Nu trebuie să uităm de faptul că, potrivit tuturor băuturilor care le-am arătat aici, totuși nu uităm de apa plată, care este necesară de introdus în dieta zilnică a fiecărui copil, întrucât aceasta are un rol important pentru dezvoltarea acestuia. Deci, zilnic trebuie să avem în gentuță câte o jumătate de litru de apă. Adelina, spune-mi, care dintre băuturile pe care le-am făcut noi astăzi o să le mai repezi tu pe parcursul zilei următoare? Aceasta. Mojito. Să înțeleg că ți-a plăcut mojito. Da. Mă bucur. O zi bună. Vă așteptăm în ediția următoare. La revedere! La revedere!